Steliștii au fost nemiloși cu Ilie Dumitrescu, chiar dacă antrenorul Oțelului a fost aplaudat de întreg stadionul atât înainte de meci, cât și pe durata partidei. Necruțător cu fundașii săi, Dumitrescu a eliminat trei apărători de bază din lot de-a lungul returului. În prima repriză a meciului cu Steaua, el a fost însă din nou dezamăgit de defensiva echipei sale, Ghionea faultându-l mult prea ușor pe Niculescu în careu. Arbitrul Tiberiu Laioș a dictat un penalti transformat în gol de noul specialist al Stelei în aceste faze, Claudiu Răducanu. Imediat, galeria din Ghencea a afișat un steag uriaș cu inscripția „Campionii suntem noi”. A fost o primă repriză dominată clar de Steaua, gazdele putând să deschidă mult mai devreme scorul dacă Radu Niculescu nu era semnalizat eronat în offside. Deși conduceau cu 1-0, steliștii au fost certați la pauză de antrenorul Pițurcă, ei reușind apoi cea mai bună repriză a lor din acest retur. La faza golului 2, Claudiu Răducanu a fost din nou în prim plan, el reușind un călcui superb spre Pompiliu Stoica și acesta centrează decisiv pentru Eugen Trică. Oțelul nu există în atac, fostul junior al Stelei Cristache trimițând prima centrare în fața porții lui Tudor. Ofensiva se reia însă la cealaltă poartă, Linca reușind cel de-al treilea său șut periculos din acest meci. Diferența pe tabelă rămâne minimă și după centrarea periculoasă a lui Liță. Oțelul nu a reușit niciun șut pe poartă, Tudor neavând ce să apere nici la execuția lui Baștină. Apărarea condusă de Tofan scapă și după șutul lui Pompiliu Stoica. Gălățenii se înclină însă din nou în fața tehnicii lui Răducanu, care depășește doi jucători ai Oțelului și îl pune într-o situație ideală pe Liță, fostul bancar marcând primul său gol pentru Steaua. Oțelul este în genunchi, Dănciulescu scapă și el singur cu Bordeanu, dar șutează alături. Cel mai frumos gol al meciului este marcat de omul zilei, Claudiu Răducanu, după un vole al lui Liță. Tânărul Cristache reușește o pătrundere în stilul care l-a făcut celebru pe actualul său antrenor, însă șutează pe lângă poartă. Scorul final, Steaua, Oțelul 5-0, este stabilit de același Claudiu Răducanu. Tânărul vârf al Stelei reușește în fața Oțelului o triplă, așa cum se întâmpla și în finalul sezonului trecut, când Răducanu marca primele sale goluri pentru echipa din Ghencea. 150 de jandarmi au avut grijă ca suporterii să nu pătrândă pe gazon la finalul meciului, sărbătoarea fiind amânată pentru finalul partidei din ultima etapă cu FC Argeș.